Cu 25 de jucători, dintre care numai puțin de 10 stranieri, Zimbru se pregătește să atace partea a doua a campionatului. Salutare, zimbriști! Vă invit să urmăriți acest material pentru a trece în revistă informațiile despre fiecare jucător ce face parte din lotul echipei noastre în această primăvară. În total, cu o medie de vârstă de aproximativ 22 de ani, Zimbru rămâne a fi o echipă tânără, ce va încerca să joace un alt fel de fotbal în etapele rămase din campionat, dar și în Cupa Moldovei la fotbal. În acest material nu voi anunța care vor fi jucătorii ce vor forma scheletul de bază a echipei, pentru că aceasta este treaba stafului tehnic. Și asta veți vedea în următoarele meciuri din campionat. În schimb, vom cunoaște jucătorii ce îmbracă și apără culorile galben-verzi. Să revenim la statistică. Jucătorii de la Zimbru au evoluat împreună la echipele naționale de juniori în peste 150 de partide, recordsmen fiind Alexandru Bejan, cu 30 de meciuri jucate la categoriile de vârstă Under-19 și Under-21. La echipele naționale de seniori, galben-verzii au adunat un total de 20 de meciuri, peste jumătate din aceste partide fiind în contul lui Gheorghe Anton. Dar până să vedem cu ce alte succese se mândresc jucătorii noștri, să-i cunoaștem pe fiecare în parte. Pentru poziția de portar, Michele Bon poate alege între trei golkiperi: Silviu Șmalenea, Anatolii Chirinciuc și Denis Vornic. Denis este cel mai tânăr dintre cei trei. Născut în 2004, golkiperul a făcut primii pași în fotbal la Școala Sportivă Raională din Orhei. Prin intermediul școlii, Denis Vornic la juniori a apărat de la vârsta de 6 ani până acum câteva luni culorile echipei Milsami Orhei. La cealaltă extremă de vârstă, în grupul de portari, este Anatolii Chirinciuc. Născut la Nisporeni, la 4 februarie 1989, Chirinciuc este la a doua aventură în strada Butucului. În trecut, Anatolii Chirinciuc a apărat culorile galben-verzi între 2008 și 2015, perioada în care a jucat în numai puțin de 22 de partide. De atunci până la revenirea în 2021, Chirinciuc a mai evoluat pentru Dunărea Galați, Sfântul Gheorghe Suruceni, Saxan, Ceadăr Lunga, Speranța Nisporeni, Salamina, Livad Ion și Milsami Orhei. La echipa națională, Chirinciuc nu a jucat niciun meci. În schimb, pentru naționalele de juniori, are jucate 22 de partide, la categoriile de vârstă Under-17, 19 și 21 de ani. Anatolii Chirinciuc a făcut parte din lotul echipei ce a câștigat ultimele trofee pentru galben-verzi, Cupa și Supercupa din 2014. Preferat titular în etapele jucate de campionat a fost Silviu Șmalenea. Șmalenea, născut în 9 decembrie 2002, deși încă nu are împliniți 20 de ani, a jucat deja peste 30 de meciuri oficiale pentru echipa Zimbru. Membru al Naționalei de Tineret, Șmalenea a jucat în 10 meciuri pentru Naționala Under-17, 3 meciuri pentru Naționala Under-19 și 3 partide jucate pentru Naționala Under-21. Șmalenea este unul dintre cei 10 jucători produși ai Academiei Zimbru, ce se află acum în lotul lui Michele Don. În linia defensivă, pentru următoarele luni, avem la dispoziție cel puțin 8 fundași de meserie. 4 dintre aceștia sunt fundași centrali, respectiv câte 2 pe cele două benzi. La centru, cap de afiș este capitanul echipei, Ștefan Burghiu. În vârstă de 30 de ani, Ștefan, la fel ca și Anatolii Chirinciuc, a fost pe banca galben-verzilor în finala Cupei cu Șerif Tiraspol din 2014. În acel an, fundașul central a fost și autorul golului istoric din victoria cu 1-0 de pe teren propriu în fața celor de la PAOK Salonic, din play-off-ul Europa League. Cu excepția echipei Zimbru, pentru care a evoluat în peste 100 de partide, Ștefan Burghiu a mai fost sub contract cu Real Succes Chișinău, Nistru Otaci, Sfântul Gheorghe, Petrocub Cânceș, Focșani, Speranța Nisporin și Jetisu din Kazahstan. Alături de echipa kazahă, capitanul nostru a cucerit titlul de campion național. Burghiu nu a jucat niciun meci pentru naționalele de juniori. În schimb, are 11 partide jucate pentru naționala mare. Colegi cu Burghiu în centrul defensivei sunt Tudor Pavalachi și doi stranieri. Pavalachi recent a împlinit 18 ani, acesta fiind născut în 5 februarie 2004. Produs al Academiei Zimbru, fundașul de 1,86 m nu are nicio partidă oficială jucată pentru naționalele de juniori. Pentru Zimbru, acesta a debutat în sezonul precedent, într-o înfrângere cu Șerif Tiraspol 0-1. În acel meci, Tudor Pavalachi a văzut cartonaș roșu în minutul 41. În actualul sezon, acesta a evoluat pentru prima echipă tot într-o singură partidă și tot într-un duel cu Șerif Tiraspol. În data de 11 decembrie, Pavalachi a făcut parte din primul 11 al echipei noastre. Ceilalți doi fundași centrali ai echipei noastre sunt un grec și un fundaș din Guinea-Bissau. Grecul cu dublă cetățenie, Christos Mitsis, este un
un fundaș cu statură venit din a doua ligă din Cipru. În mare parte a carierei, Mitsis a evoluat la echipe de pe insula Elena. Joao Pinto Diasamona este ultimul fundaș central din echipă. Jucătorul venit în această pauză competițională are dublă cetățenie, cea portugheză și cea din Guinea-Bissau. Joao Amona a evoluat până a venit la Zimbru în ligile inferioare din Portugalia și Spania. Pe stânga, în apărare, avem doi jucători, Ivan Buha din Ucraina și el cu dublă cetățenie, având și pașaport portughez, și fundașul stânga moldovean Cristian Ursu. Ivan, deși s-a născut în Ucraina în 1996, de la o vârstă fragedă a trăit în Portugalia. Acesta a învățat fotbal la academiile celor de la Sporting Lisabona, Național de Madeira și Leiria. În carieră a evoluat în mai mult de 50 de partide la echipe din Liga a doua portugheză. Cealaltă opțiune pentru poziția de fundaș stânga este Cristian Ursu. Cristian revine în fotbalul moldovenesc după o aventură de 2 ani în Liga a treia din România. În trecut, deși acesta este un jucător crescut de Academia Zimbru, a evoluat în Divizia Națională pentru Codru Lozova. La juniorii galben-verzi, Cristian a făcut parte din acel lot fantastic a echipei Under-19 din 2017, echipă de juniori ce a evoluat mai mult decât onorabil în Youth League. Pentru naționalele de tineret a adunat un total de 5 meciuri, 3 dintre ele fiind jucate la Naționala Under-21. Pe dreapta, în defensivă, avem alți doi jucători. La fel ca pe partea opusă a terenului, și aici unul este jucător crescut de Academia Zimbru, iar celălalt stranier. Vladislav Zavalișca, membru al naționalelor de juniori, a prins în acest sezon 4 partide pentru echipa mare în campionat. Născut pe 23 ianuarie 2003, Zavalișca a evoluat până acum exclusiv pentru echipa noastră. A doua opțiune pentru Michele Bon pe partea dreaptă în apărare este un elvețian, Murici Beli. Beli a crescut la Academia celor de la Aargau. Între 2005-2017, acesta a evoluat în Liga de Elită de Juniori din Elveția. În 2017, Beli s-a transferat la echipa de juniori Under-19 a celor de la Lazio Roma. Ulterior s-a transferat în prima ligă din Albania. Din păcate, elvețianul, în urma unei accidentări grave, a stat în ultima perioadă departe de teren. Acum este însă pregătit să își demonstreze valoarea la Zimbru Chișinău. Cu linia mediană și cea ofensivă voi reveni deja săptămâna viitoare într-un alt material. Dacă ți-a plăcut acest stil de video, te invit să dai subscribe paginii de YouTube a clubului și să distribui clipul mai departe prietenilor. Pe final vin și cu o statistică a meciurilor directe dintre echipa noastră și adversara de sâmbătă, CSF Bălți. În primele două partide din campionat am suferit 2 înfrângeri. De fiecare dată, viitoarea noastră adversară a reușit să înscrie în ultimele minute de joc. Pe 14 august la Chișinău, prin Molocco în minutul 90 și pe 2 octombrie 2021 la Bălți în minutul 89 prin Alaribe. Dacă împotriva celor de la CSF nu avem nicio victorie în palmares, în schimb, împotriva celorlalte echipe din Bălți, Zimbru, din punct de vedere statistic, este superioară. Sâmbătă luptăm pentru primul succes de la reluarea campionatului și pentru a ne apropia în clasament de poziția a 6-a. Te așteptăm la meci pentru a susține galben-verzii. Haide Zimbru!